discuția noastră despre fericire continuă și am rămas înainte de pauză la acea discuție despre faptul că noi, ca populație, așteptăm mai mult să vină fericirea din partea celorlalți și prea puțin ne uităm la noi și ce putem face noi. Apropo și de acel citat care spune acela cu capra vecinului, știi? Mai de multe ori se întâmplă să fim mai bucuroși când se întâmplă ceva negativ celuilalt decât atunci când facem ceva bine noi sau când ni se întâmplă ceva pozitiv nouă. Să știi că am un răspuns tot științific pentru întrebarea ta dacă atunci când moare capra vecinului ești mai fericit. Și să știi că răspunsul meu este da, pentru că nefericirea celuilalt te face să te simți tu mai fericit. Și uite, am să-ți dau un exemplu poate puțin mai dureros, dar este chiar realist. Atunci când mergem pe stradă și vedem pe cineva în scaun cu rotile sau vedem pe cineva bolnav sau cineva cine nu are o mână, avem tendința să ne exprimăm compasiunea pentru persoana respectivă, dar în sinea noastră ne gândim că ce bine că mie nu mi s-a întâmplat și eu sunt mai fericit. Dar pe de altă parte, pentru că orice lucru are un revers, dacă încercăm și tot timpul ne comparăm cu alții, în noi crește invidia. Ori invidia nu este un sentiment care să te pună pe o direcție bună. Pentru că de cele mai multe ori invidia este însoțită de anxietate, de stres, și tu ești ca un șoricel care tot depune efortul să fii ca celălalt sau să faci și tu astfel încât să devii cât mai apropiat de persoana respectivă. Deci, concluzionând la întrebarea ta, da și nu. Te face fericit dacă vezi capra vecinului murind. Avem încă un telefon. Bună seara! Bună seara! Spuneți! Mă numesc Lindeana Gurj. Bună seara! Bună seara! Aveți o întrebare pentru noi? Da, deci vreau despre discuția dumneavoastră cu depresia sau cu ce este... Subiectul nostru este fericirea. Dacă doriți să ne spuneți despre depresie, puteți să o faceți. Eu ce vreau să vă întreb, deci de mică, de când m-am născut, cam am avut și în familie, numai am fost așa cam mereu tot respinsă, după aceea mare, tot așa, în jur, și la ora actuală tot n-am somn, așa, prea, am o teamă în mine, să tremurici așa în tot corpul și să... Nu ai așa în cup și... Întrebarea dumneavoastră care este? Ce pot face pentru o asemenea de trece, deci și cu somnul, deci mai avea și cu glanda și nu știu dacă se implică în așa ceva. Cu glanda tiroidă? Da, deci mi-a ieșit odată trece la 8, apoi 3 acum, cam recent. Am discutat și mai devreme despre acest subiect și apropo de unele probleme de sănătate care pot duce la niveluri ridicate de depresie și, într-adevăr, problemele la glanda tiroidă pot fi o cauză a unor simptome de depresie pe care dumneavoastră le aveți. Dar cu siguranță va trebui să vă faceți mai multe analize, iar în ceea ce privește ce puteți face, din păcate, dumneavoastră singură puteți face destul de puține lucruri, pentru că știm că depresia este o problemă destul de serioasă și cu consecințe destul de grave, nu doar asupra stării de bine, cât și asupra stării de sănătate. Și atunci cred că ar fi foarte important să solicitați ajutor de specialitate și aici mă refer atât la ajutor psihiatric cât și psihologic. Mă gândesc că mai mult decât atât... Da, deci eu am un copil de 4 ani jumate. La început, căsnicie, am avut, cum să vă zic eu, mai mult necazuri decât bine. Și de aceea am avut depresie cu frică, o teamă.
Deci am avut sursul care era cum era înainte, acum am cam mai îmbunățit așa, dar deci mi-a rămas așa o teamă și de aceea nu știu. Da. Cu siguranță puteți primi ajutor, doar că trebuie să-l căutați. Noi vă mulțumim tare mult pentru telefonul dumneavoastră și vă dorim multă sănătate. Mulțumim. Sănătate. Noapte bună. Uite, apropo de faptul că discutam și mai devreme, că multe dintre problemele fizice pe care le avem pot să ne ducă la această nefericire, dar aș vrea să revin la discuția noastră despre percepția noastră ca popor asupra fericirii. Și am văzut și în imaginile de mai devreme, dacă mi-amintesc bine, o persoană care spunea că nu banii te fac fericiți. Pe de altă parte, sunt foarte multe studii care arată că în țările nordice se găsesc cei mai fericiți oameni. Mai mult decât atât, știm că țările nordice sunt țările cu cel mai mare venit pe cap de locuitor. O fi vreo asociere între cele două? Eu aș dori să distrug un mit în această seară, asumându-mi ceea ce spun. Și acest mit sună în felul următor, că banii nu te fac fericiți. Nu este adevărat, pentru că un anumit nivel de venituri îmbunătățește foarte mult nivelul tău de fericire. Și aș reformula această propoziție, banii nu te fac fericiți, a spune mai degrabă, banii foarte mulți nu te fac fericiți. Pentru că, uite, studiile de statistica pe care ai amintit-o puțin mai devreme, care sunt acele popoare care sunt mai fericite sau mai nefericite, toate sunt în zona nordică, unde, așa cum ai spus, nivelul de venituri este mult mai mare. Pentru că trebuie, de ce vreau să distrug acest mit? Dacă tu nu ai ce să mănânci și pentru tine fiecare zi este o luptă ca să-ți câștigi acei bănuți, să-ți cumperi mâncare și să îți asiguri locul unde stai, să-ți plătești acele facturi ca să nu ajungi pe stradă, nu putem lucra la nivel psihologic ca să ai o stare de fericire. De aceea, veniturile sunt importante în viața noastră, dar în momentul în care trecem de pragul de sărăcie și veniturile noastre devin mai mari, nu suntem neapărat mai fericiți. Deci bogăția, altfel spus, nu te face mai fericit. Dar un nivel optim, decent de venituri te face să ai o senzație mai pozitivă față de viața ta. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo! Alo, să română! Bună seara, spuneți, vă rog! Doctor veterinar Popa, vă sunt din Spania. Aoleo, spuneți! Acum 11 ani, în România mi s-a spus că nu contează cât ești de bun, ci contează banii, de către un medic psihiatru. De către un medic psihiatru? Da. Nu dau nume, nu contează un oraș mic. Acum, în Spania, după analize biochimice, mi s-a găsit tratamentul la un caracter bipolar. 2000 de miligrame de parchin. Așa. Și echilibru între inteligența IQ și inteligența emoțională IE. Deci până la urmă ce doriți dumneavoastră să spuneți este cumva să confirmați ce a spus și Heidi mai devreme, că faptul că ați câștigat mai mulți bani v-a făcut să fiți mai sănătos, nu, din punct de vedere emoțional. Nu, am plătit 40.000 de euro ca să pot accepta că pot pierde în viață ca să câștigi mai mult. Ca să pot accepta că? Că poți pierde, să fii capabil să pierzi ca să câștigi mai departe. Că banii nu aduc fericirea.
Și până la urmă, Heidi, o confirmare a ceea ce spuneai tu mai, mai devreme. Da. Doriți să ne mai spuneți ceva? Vreau să întreb pe doamna psiholog ce părere are despre echilibru între inteligența IQ și inteligența emoțională și psihologia cognitivă. Vă mulțumim mult, o să vă răspundă Heidi în, în scurt timp. Vă mulțumim mult, o seară plăcută. Am să pun întrebarea domnului în contextul discuției noastre și să știi că oamenii mai inteligenți sau cu un status social mai mare sau cu studii superioare nu sunt neapărat mai fericiți. Și sunt nenumărate studii care demonstrează acest lucru. Dar pe de altă parte, dacă acestui IQ îi asociem și acea inteligență emoțională despre care spunea și domnul care ne-a sunat mai devreme, nu putem spune că suntem cu un pas mai aproape înspre fericire și înspre adaptare, practic, la situațiile de zi cu zi? În acest caz, vorbim mai degrabă de capacitatea noastră de conștientizare, că până la urmă, inteligența emoțională are diverse definiții, dar de fapt, esența este o conștientizare foarte profundă a ceea ce simțim și cum simțim. Și într-adevăr, oamenii mai inteligenți emoțional sunt mai aproape de această stare pozitivă de mulțumire a propriei vieți. Iar apropo de psihologia cognitivă despre care spunea domnul, ca să legăm cumva în contextul acesta a fericirii, cred că aici putem vorbi practic despre mecanismele mentale pe care noi le activăm în momentul în care dorim să ajungem la o stare de bine mai ridicată. Nu? Mă gândesc că la asta se referă. Da, cu siguranță, pentru că în momentul în care ne propunem să facem niște pași ca să avem o viață mai împlinită, e să lucrăm puțin și la nivel mental, la nivel cognitiv, adică să ne punem niște, să ne punem în ordine gândurile, pentru că gestionarea gândurilor negative, deci cât de capabil ești tu să-ți gestionezi gândurile negative, este un predictor în fericirea personală. Acum să fim foarte bineînțelești. Viața este făcută din bune și rele, sau mai puțin bune, dacă vrem să îndulcim lucrurile. Înseamnă că tot timpul voi avea doar gânduri pozitive, sentimente pozitive și nimic rău nu vine spre mine. Nu, vor exista momente când gândurile negative mă vor domina, dar depinde de mine să le gestionez și să le țin sub control. Pentru că dacă nu fac acest lucru, mă imobilizează. Și aici putem discuta, pentru că suntem și înspre final, mai avem doar un minut la dispoziție, putem discuta și despre acel mindfulness de care ne spuneai mai devreme și de CD-urile pe care da, sigur că da. Este un material pe care l-am creat eu și îți fac cadou. Mulțumesc. Un CD. Este un material care e o premieră în România. Un material, un program pentru reducerea stresului. Prin această metodă mindfulness, așa cum am spus, în limba română putem să-i spunem atenția concentrată. Este o metodă care funcționează aproape de fiecare dată și prin acest material digital încerc să popularizez cât mai mult în rândul oamenilor o tehnică psihologică care se bazează pe concentrarea respirației. Heidi, îți mulțumim mult, din păcate trebuie să încheiem. Eu aș fi vrut să-ți mai pun multe întrebări, însă poate că refacem discuția Sigur noastră, reluăm da. Discuția noastră despre fericire. Mulțumim Sigur mult încă o dată. Da. Eu vă mulțumesc. Să discuți în termeni concreți, științifici despre fericire pare a fi un lucru tare ciudat. Însă, sunt nenumărate studii în domeniu, multe, care susțin că noi suntem responsabili de 40% din fericirea noastră prin acțiunile pe care le întreprindem. Probabil găsim nenumărate teorii și explicații pentru ce înseamnă atingerea unei stări de bine pe care să o definim, să spunem, fericire. Până la urmă, însă, aceasta depinde tot de noi. Practic, în fiecare seară, la final de emisiune, vă transmit același lucru. Pasul esențial către fericire, și anume faptul că fericirea nu vine pur și simplu, ci este o consecință a acțiunilor noastre. Noapte bună!